În cursul zilei de ieri, numărul de internați cu COVID-19 în paturile ATI a ajuns la 892. În acest caz, conform oficialilor din sănătate, se va pune în discuție obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise. În principiu, totul este corelat cu numărul de paturi ocupate în spitale. Ne referim aici la paturile pacienților COVID. În cazul în care va scădea sub 900 de paturi pe ATI la nivel național, se discută de o anumită relaxare. Cel mai probabil ridicarea măsurii obligativității purtării măștii în spațiile exterioare. Urmează să vedem cum evoluează lucrurile pe mai departe. România este în stare de alertă din 18 mai 2020, după ce două luni fusese în stare de urgență, perioadă în care, așa cum recunosc și oficialii din domeniu, au fost luate și unele decizii greșite, iar oamenii au ajuns la limita răbdării. Odată avansată pentru ridicarea stării de alertă, nu doar a obligativității purtării măștii de protecție, este cea de 4 martie, urmând ca din aprilie spitalele să revină la activitatea normală, ca și cea de dinainte de pandemie. Haideți să discutăm odată prin perspectiva percepției oamenilor, care cred că au ajuns cumva la limita superioară a răbdării. Eu nu o să fac aici pe idealistul, au fost multe decizii greșite și multe decizii de neînțeles. Nu vreau să critic pe nimeni, vreau doar să spun deschis care sunt hibele, care sunt problemele sistemului în acest moment, cu scopul de a înțelege că dacă acum în 4 martie se decide ridicarea stării de alertă, noi din 1 aprilie intrăm pe contract și discutăm doar despre ce s-a realizat și aia plătim. Dacă nu se va lua o decizie în cursul zilei de mâine, cel mai probabil acest lucru se va face până luni, 7 martie, nefiind exclusă prelungirea stării de alertă, chiar dacă rata de infectare cu COVID-19 este în scădere, iar pandemia nu mai este principalul subiect de actualitate. Autoritățile județene roagă populația să mai aibă un pic de răbdare și să încerce să se protejeze împotriva SARS-CoV-2. Pandemia a intrat pe locul 2, să zic așa, în atenția oamenilor, dar trebuie să ne luăm în continuare măsurile necesare pentru tot ceea ce înseamnă acțiunile care trebuie să le facem împotriva pandemiei. Încă mai sunt cazuri în județul Hunedoara, încă avem o incidență destul de mare, deci aproape tot județul încă este pe roșu. Așteptăm după data de 7 martie să vedem care sunt noile măsuri pe starea de alertă. Și îi rog pe cetățenii din județul Hunedoara să mai aibă puțină răbdare și să încerce să se protejeze. Astăzi, 2 martie, rata de infectări cu COVID-19 în județul Hunedoara a coborât la 7,02 la 1000 de locuitori, după ce în 11 februarie, deci nici cu 3 săptămâni în urmă, se atinsese un nedorit record de 18,34.